Bună ziua, astăzi vă arăt cum se schimbă rezistența de încălzire la marca Bosch Siemens. În primul rând sunt două șuruburi în partea de jos, le desfacem aceste șuruburi. Posibil să fi ajuns deja până aici și nu am știut mai departe. Așa. La caseta de detergent la modelele astea mai este încă un șurub aici. Așa. La ușă avem o siguranță care asta o dăm jos ca să putem da garnitura și fața jos. Desfacem închizătorul. Așa. Și acum putem da fața jos. Așa. Bineînțeles, înainte să vă apucați să fiți sigur că e scoasă din priză. Așa, scoatem, aceasta e rezistența, scoatem firele. Avem nevoie de o cheie de 10. Așa. Puțin lovim aici ca să intre înăuntru. Așa. Avem nevoie de o șurubelniță dreaptă. Așa. Și acum tragem cu putere. Cam așa arată o rezistență care e pușcată. Așa. Să luăm o rezistență nouă. Așa, avem nevoie de la cea veche de senzor. Așa, curat, nu are depuneri. Așa. Când o introducem, să fim siguri, în spate are un lăcaș unde trebuie să intre. Să fim siguri că va intra pe el, că altfel va lovi în bazin. Sunt niște depuneri aici. Așa, am introdus-o, băgăm senzorul. Din nou cu o cheie de 10. Ținem de senzor și de rezistență. O strângem cu simț. Introducem mufele. Să fim siguri că mufele stau bine. Și cam acesta e procedeul de înlocuire a unei rezistențe marca Bosch. Dar cam principiul e la fel la toate. O zi bună!